Elevii de 10 de la bacalaureat primesc din partea statului câte 3.000 de lei, conform unei hotărâri de guvern adoptată anul acesta. La nivel național, peste 120 de elevi au fost răsplătiți financiar pentru performanțele marcate cu ocazia examenului de bacalaureat 2013. În județul Giurgiu, decât 3 elevi s-au bucurat de suma cu care statul îi premiază pe cei de nota 10 la bac. Poate această sumă să ridice nivelul de pregătire pentru examenul de la sfârșitul liceului, apreciază liceenii inițiativa. Mi se pare o idee foarte bună, acei copii chiar muncesc pentru această notă și poate vor și alții să ia nota 10 pentru a primi premiul. Te-ar motiva această sumă să înveți mai mult pentru examen? Cu siguranță ar fi o motivație bună. Bună. Te motivează să înveți mai mult, să obții un 10 la bac? Da, motivează mult mai mult. Unii dintre liceeni văd mai departe de examenul de bacalaureat și consideră că un absolvent are nevoie de mai mulți bani. Cam puțin, având în vedere și faptul că trebuie să ne pregătim și asta nu doar pentru bac, dar și pentru admiterea la facultate și implică o multă, nu știu, sârguință, devotament și asta nu se răsplătește doar cu atâția bani. Te motivează mai mult să înveți pentru bacalaureat când știi că dacă obții 10 vei primi 3.000 de lei? Nu neapărat pentru bani. Având nota 10 e un prestigiu și prestigiu nu înseamnă neapărat bani. Răsplata acordată de guvern poate fi încurajatoare pentru elevii din ultimul an de liceu. Dacă se vor strădui mai mult pentru notele de la bacalaureat, vom vedea în rata mediilor de 10 pe care le vor obține absolvenții de liceu la toamnă.